Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Sfinților doctori, cei fără de argint și de minuni făcători, Cosma și Damian, cercetați neputințele noastre, în dar ați luat, în dar dați-ne nouă. Cei aleși făcători de minuni, răbdătorilor de patima lui Hristos și doctori prea înțelepți, care în dar dați sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noștri și ajutătorilor într-o necazuri, iar voi, vase, fiind alese ale Harului, vindecați rănile noastre, cele sufletești, cele trupești, pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat într-un sfinții săi, pe voi cu o sârdie vă fericim, bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori fără de argint și prea slăviților făcători de minuni. Răvnind vieții celei îngerești, ați defăimat cele pământești și, cununându-vă cu nevoința muceniciei, v-ați învrănicit să priviți fața Domnului puterilor. Deci rugați-vă cu sârguință pentru noi, cei ce alergăm cu sârguință către ajutorul vostru și cele de laudă strigăm vouă. Bucurați-vă, rugători calzi, pentru cei ce cinstesc sfânta pomenirea voastră. Bucurați-vă că voi casa, avuția și toate agoniserile părinților într-un nimic le-ați socotit. Bucurați-vă care fără împuținătare vindecați pe cei părăsiți de doctor. Bucurați-vă cei ce pe sărați cu milostivirea voastră i-ați hrănit. Bucurați-vă cei ce ați mângâiat pe cei ce sufereau în îndurerea inimii. Bucurați-vă cei ce prin curăție și cu sfințenie v-ați asemănat îngerilor. Bucurați-vă făclii ale lumii celei dumnezeiești. Bucurați-vă oameni cerești și îngeri pământești. Bucurați-vă că voi creștinilor le sunteți scăpare nerușinată. Bucurați-vă cei ce v-ați smerit toată viața voastră, chiar până la suflarea cea de pe urmă într-o slujire a Domnului. Bucurați-vă primitorii cei prealuminați ai Harului, vase ale Sfântului Duh. Bucurați-vă grabnici, ajutătorii tuturor celor ce vă cheamă pe voi. Bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctor, cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Văzând bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune și o sârdea voastră cea către bună cinstire, că toate cele pământești și bunurile lumii acesteia, într-un nimic socotindu-le, într-un necunoscută osteneală ați petrecut din dragoste pentru aproapele și sufletele voastre cu bunele moravuri le-ați împodobit, v-ați umplut de Duhul Sfânt cu raza căruia să ne strălucim și noi, cereți-ne de la Hristos Dumnezeu ca împreună cu voi să-L cântăm lui Aleluia. Cu înțelegerea adevăratei cunoștințe de Dumnezeu ați învățat pe împăratul cel fără de lege, înțelepțindu-l pe acela cu puterea cuvintelor voastre, prin care cu îndrăzneală ați propovăduit pe Hristos, drept aceea, lăudând îndrăzneala voastră, strigăm așa, bucurați-vă cei ce v-ați lăsat prinși de înșelarea împăratului celui nelegit, bucurați-vă cei ce cu îndrăzneală ați mărturisit înaintea lui adevărului Hristos, bucurați-vă cei ce nu v-ați temut de îndrăznirea lui, bucurați-vă cei ce ați rușinat adunările celor fără de lege, bucurați-vă propovăduitorii cei neînfricați ai adevărului, bucurați-vă nimicitori slujirii idoliești, bucurați-vă luptătorii credinței celei dreptlăvitoare, bucurați-vă mărturisitorii cei neclintiți plini de harul răbdării și al râvnei pentru slava lui Dumnezeu, bucurați-vă vestitorii cei fără de tăcere ai poruncilor lui Dumnezeu, bucurați-vă povățuitorii credincioși ai cugetării de Dumnezeu, bucurați-vă solitorii cei de nădejde ai împărăției lui Dumnezeu pentru noi, bucurați-vă cei ce ne părăsiți, nu ne părăsiți pe noi nici chiar după moartea voastră, bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Cu puterea celui prea înalt, dată nouă încă din viața cea vremelnică, ați primit stăpânire darul de a tămădui minunat toate bolile, iar după moartea voastră mai cu seamă va proslăvi Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toți să alergăm către voi rugându-ne pentru tămăduirea de boli trupești, dar mai cu seamă de cele sufletești și lui Dumnezeu, cu mare glas să-i cântăm Aleluia. Având moaștele voastre cele mult vindecătoare, ca pe o comoară de mult preț, ne bucurăm și cu dragoste, lăudind darul tămăduitorilor dat vouă de la Dumnezeu, cu mulțumire strigăm. Bucurați-vă, mișlocitori, cei calzi către Dumnezeu pentru noi, bucurați-vă, cei ce cugetările cele elinești într-un nimic le-ați socotit, bucurați-vă făclii prea luminoase ale Romei, bucurați-vă luptătorii țărilor întunecate de rătăcirea cea păgânească, bucurați-vă povățuitorii bărbăției și ai răbdării, bucurați-vă că răbdând fără de vină, uciderea cu pietre, sfârșesc mucenicesc ați luat, bucurați-vă cei ce ați pătimit din dragoste pentru Hristos, bucurați-vă robii lui Dumnezeu, cei ce ați primit de la Hristos Domnul, cu nume de biruință, bucurați-vă cei ce ați arătat tuturor minunatul și prea frumosul chip al smereniei și al blândeții, bucurați-vă tămălia cea neclintită a ortodoxiei, bucurați-vă slava cea luminoasă a răbdătorilor de chinuri, bucurați-vă frumoși tămăduitori
care de la nimeni n-ați luat plată pentru tămăduiri, bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și preaslăviți făcători de minuni. Viforul cel mare al lui Țimii Împăratului, care n-a putut să clintească sufletele voastre și când credincioșii v-au ascuns într-o peșteră oarecare de cei ce cautau să vă ia pe voi, de voi ați stat înaintea ustașilor strigând, pe noi luați-ne, căci noi suntem cei pe care îi căutați, deci înfășurați fiind cu lanțuri ați fost duși la Roma, iar noi, sărutând credința voastră cu lanțurile, cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Auzind oamenii de la Roma dragostea voastră cea mare pentru cei suferinți și doctorosirea voastră cea minunată, de pretutindeni alergau către voi cu credință în harul lui Dumnezeu, cel aducător de vindecări, ce lucra într-un voi și primind grabnică tămăduire, proslăveau pe Dumnezeu, iar pe voi tămăduitorilor, cei milostivi vă măreau, învățându-ne și pe noi să vă lăudăm așa. Bucurați-vă, propovăduitorii, cei nebiruiți al lui Dumnezeu cel adevărat. Bucurați-vă, cei ce cu bună biruință ați luat arma crucii lui Hristos. Bucurați-vă, doctori, cei buni și grabnic ajutători ai celor suferinți. Bucurați-vă, cei ce tămăduiți în dar pe toți cei neputincioși. Bucurați-vă, cei ce izvorâți și acum tămăduiți din belșug. Bucurați-vă, milostivii, mângâitorii celor ce sunt într-un nevoi și într-un necazuri. Bucurați-vă, cei ce ne apărați în toate înconjurările. Bucurați-vă, ocrotirea cea mântuitoare a celor lipsiți de ajutor. Bucurați-vă, proslăvită împodobirea celor drepți. Bucurați-vă, solirea noastră cea tare. Bucurați-vă, rugătorii cei sârguincioși către Dumnezeu pentru noi. Bucurați-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credință. Bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și preaslăviți făcători de minuni. Pe calea cea de dumnezească umblare, într-adevăr ați mers robii lui Hristos, când erați duși în legături la Roma, pentru că nu v-ați închinat idolilor, ci lui Hristos unii i-ați slujit. Amare încercări ați răbdat, sfinților, însă toate le-ați răbdat pentru Hristos, cel care v-a iubit, drept aceea minunându-ne de răbdarea cea mare și de dragostea voastră cea tare către Dumnezeu împreună cu voi cântăm lui Aleluia. Văzând împăratul că prin puterea lui Hristos s-a tămăduit, lauda aceluia l-a dat, iar noi, slăvind pe Dumnezeu, vă fericim pe voi, plăcuții lui sfinți, strigând așa, bucurați-vă cei ce ați iubit cele de sus mai mult decât cele de jos, bucurați-vă cei ce pe pământ ați râfnit vieții cele îngerești, bucurați-vă că, lepădând mulțimea Dumnezeilor de bună credință cea părintească, nu v-ați îndepărtat. Bucurați-vă că toate avuțiile voastre, după cuvântul Domnului, le-ați împărțit săracilor ca pe Hristos să-L câștigați. Bucurați-vă cei ce pe alții i-ați învățat, nu numai cu cuvântul, ci mult mai vârtos cu fapta și cu rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Bucurați-vă cei ce arătați și acum izvorul tămăduirilor cel neîmpuținat. Bucurați-vă cei ce ne îmbogățiți pe noi cu revărsarea minunilor date vouă de la Dumnezeu. Bucurați-vă cei ce ați gătit în voi lăcaș lui Dumnezeu, bucurați-vă grabnică auzirea celor lipsiți, bucurați-vă îngrijirea cea primită a celor necăjiți, bucurați-vă nădejdea cunoscută a celor deznădăjduiți, bucurați-vă grabnică doctorosirea celor ce bolesc, bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și preaslăviți făcători de minuni. Propovăduitori ai numelui lui Hristos fiind în viața voastră și oricum mărturisiți puterea aceluia, prin minunile ce izvorăți de la icoana voastră și după cum oarecând n-ați trecut cu vederea credința unei femei oarecare, ce arătându-vă ei în vis i-ați dăruit ușurare de boală, așa și rugăciunile voastre și glasurile de cântare auziți-le, o sfinților cei fără de arginți, luați aminte la credința și dragostea poporului vostru și acoperământul vostru cel de sus, dăruiți-l celor ce vă laudă pe voi și cântă lui Dumnezeu, aleluia! Răsărită ca lumina dreptatea voastră, când ocărâți la judecata împăratului, ați zis către el, noi nu tămăduim bolile cu vicleșugul vrăjitoresc, ci cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după care ne-a poruncit acela zicând, pe cei bolnavi vindecați, pe cei leproși și curățiți, iar în dar ați luat, în dar să dați. Drept aceea, minunându-ne de îndrăzneala voastră, să fericim pe voi cu acestea, bucurați-vă cei ce ne-ați arătat nouă pildă de tărie și de credință, bucurați-vă cei ce vă desfătați pururea cu bucuria raiului, bucurați-vă prea înțelepți semănători a bunei credințe, bucurați-vă slăviți propovăduitori ai dreptei credințe, bucurați-vă dascălilor care povățuiți spre cer, bucurați-vă povățuitori neadormiți
ai viețirii cele curate și fără de prihană. Bucurați-vă, calzi ascultători, ai celor ce se roagă vouă. Bucurați-vă, călăuză către mântuirea prealese și credincioase. Bucurați-vă, povățuitori buni, ai celor ce vor să vă țuiască cu bună credință și plăcut lui Dumnezeu. Bucurați-vă, solitori, de cele bune pentru toți cei ce cinstesc pomenirea voastră. Bucurați-vă, cei ce cu bine ați sfârșit alergarea voastră. Bucurați-vă, cei ce ați primit de la Sfântul Hristos cununile dreptății. Bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori, cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Vrând să descoperiți puterea lui Hristos, împăratului celui rău credincios, fiind plin de Duh Sfânt, ați zis, fii rușinat tu, o carine, și cu Dumnezeii tăi și îndaptă îi s-a schimbat lui fața și grumazul îi s-a sucit și se ruga către voi grăind, iată, acum văd că sunteți robii adevăratului Dumnezeu, deci vă rog pe voi, după cum vindecați pe alții, așa tămăduiți-mă și pe mine, ca și eu împreună cu voi să cânt lui Dumnezeu, aleluia. Minunaților rugători pentru voi, tămăduitorii sufletelor și trupurilor noastre și mijlocitorii mântuirii veșnice, cu inimă mulțumitoare, cântând cântare de laudă lui Dumnezeu, cel ce ne-a dăruit nouă astfel de mari făcători de minuni, aducem și vouă laudele acestea. Bucurați-vă cei ce ați mirat cu răbdarea voastră pe îngeri, bucurați-vă cei ce ați luminat pe toți cu strălucirea minunilor voastre, bucurați-vă vindicători grabnici și fără de plată de toate durerile, bucurați-vă cei ce prin sprijineala voastră tămăduiți pe cei slăbănugiți, bucurați-vă cei ce ne însănătoșiți din bolile cele de nevindecat, bucurați-vă cei ce cu vrănicie ați săvârșit nevoința pământească a viețuirii voastre, bucurați-vă cei ce mijlociți pururea în fața lui Dumnezeu pentru noi, cei goliți de fapte bune, bucurați-vă că pe toți cei credincioși iluminați cu strălucirea înțelepciunii cele date vouă de la Domnul, bucurați-vă rugători prea minunați pentru noi și sprijinitorii noștri, bucurați-vă viteji răbdători de pătimirea lui Hristos, bucurați-vă cei ce ați sfințit pământul cu sânguirile voastre, bucurați-vă cei ce ați vedit nebunia idolească, bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Văzând viețuirea voastră cea străină de lume, să ne înstrăinăm și noi și de șertăciunile aceleia și mintea la ceruri, ridicându-o să strigăm către voi, sfinților cei fără de argint, potoliți durerea, izvorând vindecări pline de dar tuturor celor ce aleargă cu sârdă despre ajutorul vostru și strigă lui Dumnezeu, aleluia. Toată viața noastră, cea de pe pământ, umplându-o cu dragoste către Dumnezeu și aproapele, sfinților doctori fără de argint, Cosma și Damian, și acum vă arătați grabnici, ajutători tuturor celor ce vă cheamă cu credință, nu numai celor ce aleargă aproape la sfintele voastre moaște și celor ce sunt departe izvorători, izvorâți tămăduiri. În aceasta vă aducem laudele acestea. Bucurați-vă cei ce a slujit cu credința unui Dumnezeu, celui slăvit între ime. Bucurați-vă cei ce prea înțelept ați ales singurul lucru ce este spre trebuință. Bucurați-vă că în osteneală, fără de oboseală și într-o nevoință, zilele și nopțile voastre, fără nicio trândăvie le-ați petrecut. Bucurați-vă că printr-un acest astfel de viață a voastră strâmtorată și cu necazuri, slava lui Dumnezeu ați înmulțit-o printre oameni. Bucurați-vă, ucenicii cei viteji al lui Hristos, bucurați-vă că învățători și făcători ai poruncii lui Hristos v-ați arătat. Bucurați-vă că voi cu numele celor mai mari sunteți numiți într-un împărăția cerurilor. Bucurați-vă că lui Hristos cu slavă toată lumea v-ați strălucit. Bucurați-vă că ați luat cu pătimirea voastră nepătimirea. Bucurați-vă că voi cu moartea de mucenici nemurirea v-ați agonisit. Bucurați-vă cei proslăviți în cer și pe pământ ca îngerii. Bucurați-vă că purtând cununi și acum stați înaintea lui Dumnezeu. Bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților celor cei fără de argint și preaslăviți făcători de minuni. Toată firea omenească s-a mirat de strălucirea harului lui Dumnezeu în voi, sfinților Cosma și Damian, când nelegiuitul Carin, păzând minunile făcute de voi într-un numele Domnului Iisus Hristos, a crezut și a prea slăvit pe Dumnezeu pentru aceasta și noi, slăvind pe Cel ce v-a dat vouă o astfel de putere, cântăm lui aleluia. Ritorii cei cu multă faimă nu se pricep unde a ajuns a descrie mulțimea dragostei voastre, de care erați plin într-un Domnul față de oameni, sfinților plăcuți lui Dumnezeu. Pentru aceasta, din adâncul inimilor noastre, strigăm către voi, bucurați-vă cei ce a slujit Domnului vostru până la moarte, bucurați-vă cei ce a prins de focul dragostei lui Dumnezeu,
ați stins focul jertfelor idolești. Bucurați-vă cei ce ați iubit pe aproapele mai mult decât pe voi înșivă. Bucurați-vă că pe cei bolnavi și neputincioși ați cercetat. Bucurați-vă cei ce nevoile celor sărmani le-ați prea întâmpinat. Bucurați-vă mângâietorii celor întristați. Bucurați-vă sprijinitorii celor deznădăjduiți. Bucurați-vă hrănitorii celor orfani. Bucurați-vă ajutătorii celor suferinți. Bucurați-vă slobozitorii celor asupriți. Bucurați-vă că sfârșitul cu bine alergarea lui Hristos v-ați înălțat. Bucurați-vă că într-un împărăția lui sălășluiți. Bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Vrând să mântuiască pe cei mulți, arătat-vă Domnul nou pe voi, făcătorii săi de minuni, căci cine nu se va umili văzând compătimirea voastră, cea fără de măsură față de toți? Deci cine nu vă va ferici pe voi, căci nu numai pe oamenii vindecați de neputințe, ci și dobitoacele le miluiți? Nu le pădați, deci, rugăciunile noastre, ci revărsați neîmputinați pentru noi toți milele voastre, cele mari și bogate, ca să strigăm lui Dumnezeu, aleluia! Ziduri sunteți tuturor celor ce laudă minunile voastre, o doctor fără de plată, și celor ce aleargă la sprijinul vostru, ziduri și scuturi sunteți, care îngrădiți de toate nevoile pe cei ce cu o sârdie vă cheamă într-un ajutor, pentru aceasta și pe noi cei îngrădiți de sărăcie, de necazuri și de boli, rugându-ne și cu căldură strigând către voi. Bucurați-vă cei ce ați întrecut într-un răbdare tăria diamantelor. Bucurați-vă cei ce nevinovați ați suferit de la pisma unui iubitor de argint. Bucurați-vă slăviți sprijinitori într-un necazuri. Bucurați-vă întărirea celor neputincioși și obidiți. Bucurați-vă îmbogățitorii prea îndurați ai celor săraci și lipsiți. Bucurați-vă hrănitorii cei milostivi și ai celor flămânți. Bucurați-vă prea înțelepți vindecători ai celor cuprinși de dureri și de boli grele. Bucurați-vă calți apărători din toate înconjurările, necazurile și a celor ce aleargă către voi cu credință. Bucurați-vă că pomenirea voastră de toți a stăvit pe pământ. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cerul. Bucurați-vă că prea slăviți sunteți de la Dumnezeu. Bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Cântarea cea cu totul de umilință ce se aduce acum de către noi nu este de ajuns spre lauda preaslăvitelor voastre nevoințe și osteneli pe care le-ați luat în viața aceasta asupra voastră, însă îndrăznind cerem, ca primind rugăciunea noastră cea cu o sârdie și pe noi să ne izbăviți din nevoi cu rugăciunea voastră ca să cântăm lui Dumnezeu cu inimă umilită, aleluia. Minte strălucitoare de lumină și cerească ați arătat oarecând înaintea lui Carin, mustrând rătăcirea aceluia, iar acum prin nestricăciunea moaștelor voastre și prin mulțimea minunilor întăriți dreapta credință. Pentru aceasta cu mulțumită strigăm vouă. Bucurați-vă cei ce veți propovăduit cuvântul cel ipostatic. Bucurați-vă cei ce cu bună credință ați surpat puterea idolească. Bucurați-vă că prin voi s-a călcat slujirea demonilor. Bucurați-vă că prin voi s-a propovăduit închinarea lui Hristos. Bucurați-vă prea înțelepți dascăle a tuturor faptelor bune. Bucurați-vă că după ostenelile pământești, într-un locașul le cerești săltați. Bucurați-vă că după mutarea voastră nu ne părăsiți. Bucurați-vă că tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credință le dați grabnic ajutor. Bucurați-vă, sfinților doctori, că vindecați bolile voastre. Bucurați-vă cei ce nu îndepărtați rugăciunile celor credincioși. Bucurați-vă cei ce mijlociți și pentru noi nevrednici la tronul lui Dumnezeu. Bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori, cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Harul pe care vi l-a dat vouă Domnul Dumnezeu ca să tămăduiți toate neputințele cele sufletești trupești, astăzi ne-a adunat ca să cinstim pomenirea voastră, sfinților fără de argint, Cosma și Damian. Deci cu cernicie privind la cinstită icoană voastră și cu umilința inimii căzând înaintea ei, rugăm să ne izbăvim pe noi toți de toate relele și durerile ca să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Cântând minunile voastre, ostenelile și nevoințele le lăudăm, fericim sfârșitul mucenicesc, cinstim mijlocirea și puterea voastră, sprijin pentru toți care cer ajutorul vostru, mărim pe Dumnezeu, dătătorul tuturor de bunătate, care ne-a dăruit nouă rugători atât de minunați și cu umilință strigăm către voi. Bucurați-vă cei ce credincioși ați propovăduit pe Iisus Domnul. Bucurați-vă martorii viteji ai adevărului Lui. Bucurați-vă calzi mijlocitori către noi la scaunul Lui. Bucurați-vă doctorii trupurilor noastre cei cu bună îndurare. Bucurați-vă moștenitorii împărăției cerurilor,
și a bunătăților celor veșnice. Bucurați-vă, nădejdea noastră cea tare în Dumnezeu. Bucurați-vă, cei ce izvorâți mirul cel bine mirositor al vindecărilor. Bucurați-vă, cei ce îndepărtați cu rugăciunea voastră puterea ce are a patimilor. Bucurați-vă, dătători de vindecări și izvoare de minuni. Bucurați-vă, stâlpii cei purtători de lumina ai bisericii și scuturi nemișcate. Bucurați-vă, doimea cea cu chic, cu chip de lumină și înțelepților celor fără de arginți. Bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori, cei fără de arginți și prea slăviți făcători de minuni. O prea minunaților doctori fără de arginți, făcători de minuni, tămăduitori și slăviții plăcuți al lui Dumnezeu, Cosma și Damian, primiți aceste rugăciuni ale noastre, care se înalță din inimă zdrobită, vindecați bolile noastre cele de multe feluri și prin calda voastră sprijineală cereți nouă de la Hristos Dumnezeu izbăvire de toate nevoile și necazurile, iertarea greșelilor noastre și nădejdea cea bună a mântuirii veșnice ca să ne îmbrănicim împreună cu voi și cu toți sfinții într-o neșfârciții veci să cântăm lui Dumnezeu Mântuitorului nostru. Aleluia! O prea minunaților doctori fără de arginți, făcători de minuni, tăinuitorii și slăviții plăcuți al lui Dumnezeu, Cosma și Damian, primiți aceste rugăciuni ale noastre, care se înalță din inimă zdrobită, vindecați bolile noastre, cele de multe feluri, și prin calda voastră sprijineală, cereți nouă de la Hristos Dumnezeu, izbăvire de toate necazurile și nevoile, iertarea greșelilor noastre și nădejdea cea bună a mântuirii veșnice, ca să ne învrănicim împreună cu voi și cu toți sfinții într-un nesfârșiții veci, să cântăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, aleluia! O prea minunaților doctori fără de arginți, făcători de minuni, tăinitori și slăviții plăcuți al lui Dumnezeu, Cosma și Damian, primiți aceste rugăciuni ale noastre, care se înalță din inimă zdrobită, vindecați bolile noastre cele de multe feluri și prin calda voastră sprijineală cereți nouă de la Hristos Dumnezeu izbăvire de toate nevoile și necazurile, iertarea greșelilor noastre și nădejdea cea bună a mântuirii veșnice, ca să ne învrednicim împreună cu voi și cu toți sfinții într-un nesfârșiții veci să cântăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, aleluia! Răvnind vieții cele îngerești, ați defăimat cele pământești și încununându-vă cu nevoința muceniciei, v-ați învrednicit să priviți fața Domnului puterilor. Deci rugați-vă cu sârguință pentru noi cei ce alergăm cu sârguință către ajutorul vostru și cele de laudă strigăm vouă. Bucurați-vă, rugători calzi, pentru cei ce cinstesc sfânta pomenirea voastră. Bucurați-vă că voi casa, avuția și toate agoniselile părinților într-un nimic le-ați socotit. Bucurați-vă care fără împuținare vindecați pe cei părăsiți de doctor. Bucurați-vă cei ce pe cei săraci cu milostivirea voastră i-ați hrănit. Bucurați-vă cei ce ați mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii. Bucurați-vă cei ce prin curăție și cu sfințenie v-ați asemănat îngerilor. Bucurați-vă făclii ale lumii celei dumnezeiești. Bucurați-vă oameni cerești și îngeri pământești. Bucurați-vă că voi creștinilor le sunteți scăpare nerușinată. Bucurați-vă cei ce v-ați merit toată viața voastră, chiar până la suflarea cea de pe urmă, într-un slujirea Domnului. Bucurați-vă primitorii cei prealuminați ai Harului, vase ale Sfântului Duh. Bucurați-vă grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi. Bucurați-vă Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Cei aleși făcători de minuni răbdătorilor de patimea lui Hristos și doctori prea înțelepți care în dar dat sănătate celor ce sunt în boli. Cele de laudă aducem vouă sprijinitorilor noștri și ajutătorilor într-un necazuri, iar voi fiind vase alese ale Harului, vindecați rănile noastre, cele sufletești și cele trupești. Pentru aceasta slăvim pe Dumnezeu cel minunat într-un sfinții săi. Pe voi cu o sârdie vă fericim. Bucurați-vă, Cosma și Damian, sfinților doctori cei fără de argint și prea slăviți făcători de minuni. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.